Goana după banii face pe tot mai mulți comercianți să treacă în ilegalitate. Profitând de sărbătorile de iarnă, în special de seara de Revelion, vânzătorii scot la comercializare fel de fel de obiecte pirotehnice interzise pe piață. De la începutul lunii, peste 20 de dosare penale au fost întocmite, toate pentru comercializarea petardelor. Până în prezent, în cadrul acțiunii naționale Foc de Artificii, polițiștii gorjeni au constituit 22 de dosare penale sub aspectul comiterii infracțiunii de operațiuni cu articole pirotehnice fără drept, persoanelor asupra cărora au fost identificate obiecte pirotehnice. De asemenea, au fost indisponibilizate în vederea confiscării peste 100.000 de obiecte pirotehnice din categoriile 1 și 2. Polițiștii gorjeni ne avertizează că orice operațiune neautorizată cu articole pirotehnice este considerată o infracțiune și se pedepsește cu închisoarea între 3 luni și 1 an.